Elevii din clasele a doua, a patra și a șasea susțin pentru al treilea an consecutiv o serie de evaluări la finalul anului școlar. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, evaluările vor avea loc în perioada 23 mai-10 iunie și primii testați vor fi elevii de clasa a șasea. De astăzi încep evaluările naționale la finalul claselor a doua, a patra și a șasea. Astăzi are loc proba de evaluare la limba și comunicare pentru clasa a șasea, iar mâine 24 mai, proba de evaluare tot pentru clasa a șasea la matematică și științe ale naturii. În județul Giurgiu avem înscriși 2425 de elevi la acest nivel de învățământ. Săptămâna viitoare vor mai susține astfel de probe elevii de clasa a patra la română, matematică și limba maternă. Ultimii care vor susține evaluarea sunt elevii de clasa a doua, care au programate probele peste două săptămâni. Notele nu vor fi trecute în catalog, dar părinții vor fi informați despre rezultate. Aceste rezultate nu sunt trecute în catalog, nu se comunică public și nu se afișează, desigur. Ele sunt valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde se impune această situație. De asemenea, sunt informați elevii și părinții sau reprezentanții legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate. Potrivit Ministerului Educației, acest tip de evaluare vrea să îi familiarizeze pe copiii cu rigorile unui examen, iar subiectele sunt concepute în funcție de programa școlară.